omul de afaceri Ilan Șor intenționează să depună actele în calitate de candidat independent pentru fotoliul de primar al orașului Orhei. Contactat de RTR Moldova, președintele cec Iurie Ciucan a confirmat că persoanele de încredere ale lui Șor au început colectarea semnăturilor în acest sens și că omul de afaceri poate candida, de vreme ce în privința lui încă nu există o decizie de judecată. Purtătorul de cuvânt al lui Ilan Șor, Natalia Cheptene, nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Menționăm că omul de afaceri se află acum în arest la domiciliu, fiind acuzat de gestionarea frauduloasă a băncii de economii pe timpul când era președintele Consiliului de Administrație al acesteia. În același timp, 9 concurenți electorali au depus rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală privind veniturile și cheltuielile efectuate în campanie electorală la scrutinul local din 14 iunie la situația din 8 mai curent. Totodată, CEC a acreditat mai mulți observatori naționali din partea Asociației Obștești Promolex și observatori internaționali din partea Ambasadei Italiei la Chișinău în vederea monitorizării alegerilor locale. Reprezentanții formațiunii Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală au declarat astăzi că vor susține la alegerile locale Partidul Socialiștilor. Membrii acestei mișcări au mai precizat că obiectivele de program ale lor coincid practic cu cele ale PSRM, care la scrutinul parlamentar din noiembrie 2014 a atins rezultate extrem de înalte. Vis-a-vis de declarația de azi, PSRM nu a comentat deocamdată. Liderul formațiunii Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenco, a declarat astăzi că tot mai mulți foști membri ai PCRM aderă la partidul său. La alegerile locale am decis să mergem tot cu denumirea de Casa Noastră Moldova, deși am hotărât la congresul formațiunii că ne vom numi Blocul Roșu. Vreau să vă anunț că tot mai mulți foști membri ai PCRM, atât din capitală cât și din raioane, aderă la blocul nostru, a mai declarat Petrenco. Președintele partidului nostru, Renato Usatăi, a declarat că la ședința de mâine a CMC este prevăzută examinarea circa 800 de proiecte de hotărâre care țin de privatizarea sau darea în arendă a unor terenuri în Chișinău la prețuri de 6-7 ori mai mici decât cele de piață. Usatăi a chemat presa, organizațiile obștești și alte partide să participe la ședință, precizând că dacă vor fi aprobate proiectele, prejudiciul pentru bugetul municipal va fi unul enorm. Experții FMI prognozează pentru Republica Moldova o scădere a PIB-ului cu 1% pentru anul curent și o majorare a datoriei externe de la 31,5% la 45%. Potrivit raportului Fondului Monetar Internațional, cauzele ce vor duce la recesiune vor fi în principal reducerea volumului de exporturi și al remitențelor. Totodată, pentru prima dată în istoria țării noastre, în 2015, datoria externă totală va atinge 100,4% din PIB, în timp ce în 2014 alcătuia doar 78%. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, la o conferință de presă a chemat azi cetățenii de bună credință să protesteze duminică în capitală împotriva marșului organizat de reprezentanții minorităților sexuale. A venit timpul să batem din nou clopotul alarmei împotriva celor care atentează la curățenia sufletească a creștinilor. De aceea îi îndemn pe toți cetățenii de bună credință să vină duminică în centrul capitalei și să protesteze împotriva marșului Sodomei și Gomora, a mai spus episcopul. Zilele acestea în țară se va desfășura festivalul anual al comunității de minorități sexuale. Mai multe blocuri din capitală vor rămâne pe 14 mai fără apă la robinet din cauza efectuării unor lucrări planificate la rețelele de apeduct. Astfel, mâine de la ora 23 și până pe 15 mai la ora 7 va fi sistată alimentarea cu apă pe străzile Nuferilor, Soarelui, Câmpului, Grâinelor, Valea Crucii, numărul 16, Costiujen, numărul 1-7. Această listă este urmată de străzile Turghene, Vluceafărului și Melestiu, numărul 16-22. Moscova este pregătită să reia cooperarea cu Washingtonul, însă doar pe bază de egalitate, a anunțat Ministerul Rus de Externe. La întrevedere de la Sochi dintre șefii diplomațiilor ruse și americană Sergei Lavrov și John Kerry, primul a subliniat că Rusia este pregătită pentru o cooperare constructivă cu SUA, atât pe plan bilateral cât și pe scena internațională, dar aceasta trebuie să fie bazată pe egalitate și dreptate. Grecia a fost forțată să plătească la începutul acestei săptămâni o tranșă din dobânda creditului acordat de femeie. Guvernul a plătit 750 de milioane de euro după ce ministrul grec de finanțe a avertizat că țara sa va rămâne în incapacitatea de plată în maximum 2 săptămâni. Noua legislație din Grecia permite guvernului central să colecteze 600 milioane de euro de la autoritățile publice locale și agențiile guvernamentale pentru a face față crizei financiare.